Stimate surori, uiți frați, deschidem serviciul divin din această după-masă, intonim imnul numărul 192. Doresc a ta prezență. 192. Părintele nostru ceresc, îți mulțumim din toată inima pentru că ne-a ajutat să venim și în această seară aici în casa de rugăciune. Amin. Dorim să ne binecuvintezi așa cum suntem. Amin. Binecuvintează cuvântul tău, binecuvintează unealta de care te folosești, binecuvintează ascultătorii noștri, deschide-ne inimile, deschide-ne urechile să auzim cuvântul tău și să trăim cu acesta. Mulțumim pentru săptămâna care a trecut și mulțumim că am intrat în, sau intrăm în sabatul de odihnă pe care tu ni l-ai dat de la întemeierea lumii. De aceea dorim să îți mulțumim din toată inima. Amin. Și să fii alături de noi, să ne dai înțelepciune, în numele Domnului nostru Iisus Hristos te-am rugat. Amin. Vă invit să mai cântăm împreună un imn, înainte să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, și anume imnul 176. Eram pierdut de tatăl meu. Thank you.
Pacea Domnului Iisus vă doresc din toată inima. Atunci când pacea lui Iisus este în inimă, totul este pus la cale. Toate saluturile sunt frumoase. Și am zis că să vă salut cu pacea Domnului Iisus. E salut și bună dimineața, frumos, e salut. Mi-amintesc de fratele Crisescu, când de multe ori spune, dragii mei, vă salut cu cuvântul dragii mei. Cu ajutorul bunului Dumnezeu și a Duhului Sfânt să luăm și în această seară câteva cuvinte din Sfânta Scriptură, apoi câteva paragrafe din Spiritul Profetic și poate voi ajunge să spui și o poezie și apoi vom pleca acasă. Dar doresc din toată inima ca Dumnezeu să facă să, cum mi-a spus străinul acela când am fost la spital, să nu avem lămpile sau candelile goale, ca Duhul Sfânt să rămână în sufletul nostru, în urma cuvântului care se va auzi, ori de câte ori. Îmi place de un frate când mi-a spus, Simeone, eu de la oricine este la amvon, pot să încarc bateria, pot să-mi încarc bateria să mă duc mai departe. Așa că vă rog să mă scuzați dacă poate de multe ori mai greșim chiar și în vocabularul nostru sau în unele cuvinte care poate că alții cu mult mai mult ar putea să exclame și să explice lucrurile. Eu am luat din nou textul acesta din Apocalips, capitolul 3, cu versetul 20, ca să medităm asupra lui și apoi încă câteva versete, câteva fragmente din Spiritul Profetic, așa cum v-am spus, și apoi să mergem încărcați acasă. Care știe ce vorbește Apocalips 3 cu 20? Stau la ușă și bat. Eu stau la ușă și bat. Atât m-am îndeletnicit cu textul acesta în este câteva zile că chiar și noaptea când mă trezeam mi-aducem aminte de el și luăm Scriptura și îl mai citem o dată și iar îl mai citem și m-am gândit așa de mult, de mii de ani încoace, Domnul Iisus Hristos, așa cum spune în Apocalipse, stau la ușă și bat. Dar dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, atunci voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Două lucruri interesante, importante. Pentru noi creștini, copiii al lui Dumnezeu, dacă deschidem ușa atunci când auzim bătaia Duhului Sfânt în sufletul nostru, dacă deschidem ușa, atunci Domnul Iisus poate să intre. Și interesant că cuvântul spune așa, voi cina cu el și el cu mine. Vom sta la masă. Din experiență vă spun că am bucuria de multe ori să stau la masă, să stau la masă cu copiii, cu cei dragi, chiar și dacă îmi vine un musafir, cu mult mai multă bucurie este când stai la masă. Domnul Iisus Hristos vrea să stea cu noi la masă. Dacă îi deschidem ușa, El stă cu noi la masă și dorește ca să fim împreună. De multe ori îmi vine în minte familia care am fost. Era tatăl meu, mama mea, frații mei. Din toată familia am rămas singur, cel mai în vârstă. Și mă bucur de multe ori când copiii sunt la masă împreună cu mine și cred că fiecare dintre voi vă bucurați atunci când sunteți la masă cu copiii, cu cei dragi. Domnul Iisus spune, eu vreau să stau la masă cu voi. Mai spun un cuvânt pe care este amintit de mai multe ori în toate Evanghelia lui, Evanghelia de Domnul Hristos. Zice cuvântul că am dorit mult să stau cu voi la masă. Vorbește despre ucenici. Am dorit mult să iau Paștele înainte de patima mea.
Dacă Domnul Iisus dorește lucrul acesta, cu cât mai mult ar trebui și noi să-L dorim. Eu stau la ușă și bat, dar dacă nu îmi deschide cineva ușa, v-am mai povestit, cred că, lucrul acesta. Am avut o experiență în viață tristă când am privit la un lucru interesant. Poate v-am mai povestit, sigur că v-am mai spus, lucram la Hotelul Grand, în centru, în anii trecuți, când, pe timpul lui Ceaușescu, și eram jos și a venit o femeie la mine și a spus: domnule, nu cunoașteți pe Crișan? Cum să nu? Unul cu numele Crișan, era chiar coleg. Zic, chiar e coleg cu mine, lucrăm împreună. Și m-am dus înăuntru și am spus: măi, Liviu, uite-mă, hai vină, că cred că e mama ta, te cheamă afară. Și am spus, și am mai stat puțin, l-am văzut așa nepăsător. M-am dus a doua oară: măi, Liviu, du-te, mă, că te cheamă mama ta, mă. S-a uitat, s-a ridicat și s-a uitat pe ceam și... Păi, măi, dar zic, tu nu mergi, mă, ce faci? Parcă mă rodea pe mine la inimă. Să meargă cu eu împărțit averea. Am spus așa, am luat-o la inima mea și nu pot să o uit niciodată. Ca să-ți fie un părinte să-ți bată la ușă și să-ți spui un cuvânt de așa, de așa natură. Și să nu-ți pese, cu cât mai mult Domnul Hristos astăzi ne cheamă. Ne cheamă să stăm cu El la masă. Despre ucenici spune așa că am dorit mult să mănânc cu voi împreună Paștele. Am dorit. Deci a trăit viața pe pământ și a dorit lucrul ăsta. Dacă nici noi nu dorim, iubiți mei frați, pentru timpurile acestea grele care se petrec atâtea lucruri în lumea asta și cu ochii noștri nu vedem, chiar așa cum și pe timpuri Domnul Iisus Hristos s-a ocupat de ucenici atât de mult ca să-i întoarcă pe un drum de care aveau nevoie atât de multă. Dacă și noi așa suntem, destul de greu, dar eu am bucuria asta că, și cred că vă bucurați întotdeauna când auziți un cuvânt din partea lui Dumnezeu sau citiți o făgăduință sau câte lucruri minunate sunt pe care noi ar trebui să punem bază pe ele. Mi-amintesc de cuvintele Domnului Iisus când după înviere Domnul Iisus le-a făcut o vizită ucenicilor în camera unde se adunau înainte de, în camera de sus, se spune. Și se spune că erau adunați, aproape în fiecare seară se adunau, vorbește în Hristos Lumina Lumii, se adunau și într-o seară Toma nu era acolo, Toma. După Domnul Iisus Hristos a apărut a doua oară, dar ucenicii vorbeau despre întâmplarea care s-a întâmplat cu Domnul Hristos, că a înviat și evenimentele mari care s-au petrecut și era acum și Toma acolo. Și când auzea el Toma, spune cuvântul că își întărâta inima, că chiar așa să fie, că Domnul Iisus a înviat și atunci nu va mai putea fi o împărăție a lumii acesteia. Dați-mi voie să vă citesc, e mai explicabil dacă vă citesc puțin. Am luat notiță din Hristos Lumina Lumii. Când Iisus i-a întâmpinat, zice, prima dată pe ucenicii în odaia de sus, Toma nu era cu ei. El a auzit cum ceilalți povesteau lucrurile acestea și au primit destule dovezi, a primit destule dovezi că Iisus înviase din întunericul și... Adică destule dovezi, Iisus înviase, dar întunericul și necredința îi umpluse inima cu cât auzea
pe ucenici povestind mai mult despre descoperirile minunate ale Mântuitorului înviat, cu atât se adâncea într-o grozavă disperare. Dacă Iisus a înviat din mormânt, nu mai poate fi nicio nădejde cu privire la o împărăție pământească. Avea în inima lui lucrul acesta dureros. Dacă a înviat Iisus, spunea el, că nu este nicio nădejde cu privire la o împărăție pământească. Și avea o necredință. Acum, cu altă ocazie, din nou apare Domnul Iisus în camera de sus, între ei era și Toma. Domnul Iisus atunci, când apare între ei, fără să se deschidă ușile, ei privesc la Domnul Hristos și atunci li se pare că văd un duh și atunci Domnul Iisus îi mustră și le spune: uitați-vă la mine, un duh nu are nici carne, nici oase, precum vedeți. Și se întoarce cu privirea spre Toma și spune: Toma, vino la mine puțin, adă mâna încoace, pune-o aici. Și adă mâna și pune în palmele mele și pune în coastea mea mâna. Și nu fi necredincios, ci credincios. Domnul Iisus atunci îi spune cu atâta putere: ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Tu ai văzut și ai crezut, Toma. Iubiții mei, să fim întotdeauna și noi puțin mai apropiați de Domnul Iisus, să nu îndrăznim să nu apreciem unele cuvinte pe care Domnul Iisus le-a adus în fața ucenicilor. Domnul Hristos niciodată n-a vorbit despre o împărăție pământească, dar nu știu de unde au ieșit la ucenici, unii care credeau că se va face o împărăție și acum ei vor fi oameni mari. Nu cred că găsiți undeva că Domnul Iisus a vorbit despre o împărăție pământească, așa spune cuvântul. Iar Domnul, în Evanghelia după a întâia epistola lui Ioan, vorbește Domnul Iisus că nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Nu este dragostea Tatălui în el. Și apoi mai departe spune cuvântul: să nu vă potriviți nichipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, care este voia lui Dumnezeu cea bună, care este voia lui Dumnezeu. Și să deosebiți bine voia lui Dumnezeu de cea rea, care poate ca să ne strice drumul pe care noi l-am pornit fiecare dintre noi spre împărăția lui Dumnezeu. De aceea nu fiți nepricepuți și înțelegeți care este voia lui Dumnezeu, zice Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 5, cu 17. Vorbiți între voi cu lucruri minunate pe care le-ați auzit de la noi. Și apoi spune cuvântul mai departe în Luca, capitolul 12, cu 36, să fiți niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă și când va bate, să deschideți ușa. Spune cuvântul: să deschideți ușa. Eu stau la ușă și bat, zice Domnul Iisus, dar dacă cineva nu deschide ușa, nu pot să intru. Voi intra dacă se va deschide ușa și atunci voi sta de vorbă cu el și el cu mine. Așa că, iubiți mei frați, zice să fiți niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor. Vă pun o întrebare. Acum, suntem așa, poate de multe ori, unii cu păreri într-un fel și alții cu păreri de altfel. Se poate trăi în zilele de astăzi fără păcat? Ce părere aveți?
Frate Matei. Discutam cu fratele Florin într-o dimineață la ora de pregătire, eram numai eu cu el. Măi, Florine, se poate trăi fără păcat în lumea noastră de astăzi? Îmi pare rău că n-am adus cartea de la... Am o carte care este Solia Îngerului din 1888, unde așa de frumos vorbește. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsului că în gura lor nu s-a găsit minciuna. Că sunt fără vină înaintea lui Dumnezeu și înaintea scaunului de judecată. Ce putem înțelege aici? Se poate trăi. Fratele Florin a spus așa, frate Simeone, se poate să nu minți? Se poate. Se poate să nu furi? Se poate. Se poate să nu prea curvești? Se poate. Se poate să nu urăști? Se poate, mai frate, dacă ai cuvântul. Fără păcat. Iubiții mei, noi trebuie să ajungem la standardul acesta. În această carte stă scris așa că se poate, pune semnul întrebării, se poate sau nu se poate, sau se poate, dar până la urmă totuși spune cuvântul că se poate trăi fără păcat. Să ajungem într-un stadiu în așa fel ca să trăim atât de mult cu cuvântul lui Dumnezeu ca viața noastră să fie schimbată, să nu mai trăiască păcatul în inima noastră. Am câteva citate aici, așa. Da, timpul trece. Fiecare act al lui Dumnezeu, care a fost făcut de la creațiune, încoace va fi văzut la judecată în toată însemnătatea lui. Iar când toate vor fi văzute în aceea lumină perfectă, Dumnezeu va fi achitat de orice acuzație, chiar și de dușmanii săi. Chiar și de dușmanii săi. Când Dumnezeu va aduce toate lucrurile la lumină, de multe ori poate credem că nu e chiar așa cum se vorbește. Fiecare dintre noi suntem înregistrați, Îngerul lui Dumnezeu notează cu cea mai mare exactitate toate faptele noastre. Ce facem? Mi-amintesc de câteva cuvinte ale unei femei. I-am dat am luat de la cineva niște lemn și omul mi l-a adus acasă cu mașina lui. Este un depozit de materiale de lemn ăsta aici în capătul năznei din jos, dacă cineva știe, de acolo. Și omul a venit de la noi și descărcând lemnele, a văzut că avem flori. O, zice aici, acum am duc eu flori și acasă. Cum să nu? Zic, haideți, cât te vrei, atâta e. Și-a luat flori și-a dus acasă. Bine. Mușcăți-o luat. Ce-o crezut de el că i-a dus la soție? După două săptămâni eu m-am dus până la ei că nu mi-a ajuns lemnul. Și când am văzut acasă și am zis, Doamne, zic, ce flori frumoase aveți. Da, zice, așa le grijesc, zice, așa mi-s de dragi. Și zic, dar de unde le aveți? Este un pocăit acolo în capătul satului dincolo. Ea nu știa că vorbea cu mine. Și îmi spune, zice, da, și socră mea a fost pocăită de sâmbătă. Nu era din Nazna, ei că este venit, nu știu unde, din altă localitate și zice că atât de mult am iubit-o, zice. A fost bolnavă în spital și a venit acasă și are trei ficiori. Și dacă au externat-o din spital, au zis doctorul către ei ca nu cumva să nu o leșe singură, dacă pot și ei s-au hotărât ca fiecare câte o lună să o grijească, să fie fiecare la ei.
Păi mi-a dat și mi-a povestit așa câteva lucruri. Și a spus așa că când a fost prima lună, când a venit din spital, eu trebuie să meargă să o îngrijească, nu am îngrijit-o. Zice, m-am dus eu și am îngrijit-o. Și după aia a venit și la ăsta la alt rând, că au fost trei. Și la ăsta la alt, și ăsta la altul a spus că n-are timp și nu poate. Că... Și am îngrijit-o, Ioane, ți-o îngrijez eu și luna asta și tot eu ți-o îngrijesc. Și după aia a venit rândul nostru, chiar a lor. Apoi zice, facem așa că o să rămână la, rămâneți la noi, că nu are cine vă grijă. Și mi-a povestit femeia atâtea lucruri minunate și am zis, Doamne, un singur lucru să-l știți de la mine, orice lucru făcut pe pământul acesta, bun pentru cineva, este înregistrat în cerul sus. Credeți lucrul ăsta? Cum să nu cred? Și zic, de ce mai stați așa? De ce nu vă pocăiți? Eu, zice, atât de urez de mult, dar zice, nu pot din cauza soțului. Nu pot din cauza soțului. Ei, zice Domnul Iisus că cine nu ia crucea lui, nu este vrednic de mine. Și a spune cuvântul. Nu i-am spus cuvântul ăsta, că, dar aveți grijă, zic, să nu fie prea târziu. Că toate lucrurile sunt pentru un timp. Și pentru mine, că sunt aici, și pentru dumneavoastră, că trăiți aici. Și fiecare dintre el să aibă grijă de situația, căci în ceruri este înregistrat orice faptă, fie bună, fie rea. Și dacă dumneavoastră faceți lucrul ăsta cu socra dumneavoastră, este foarte, foarte, foarte însemnat în ceruri acolo sus. Da, a murit și mama socrii, a murit și așa că... Nu mai putem discuta, cu venit soțul și nu mai putem discuta de asta, că nu-i plăcea. Dar, așa, iubiții mei frați, sunt lucruri care, de care trebuie amintit la o frați, la oameni care nu cunosc, că noi avem un Dumnezeu în ceruri, care ține cont de toate lucrurile care să petrec pe pământ. Solia primului înger zice, nici o altă motivație nu poate duce pe poporul său la biruință, a egoismului și a păcatului, ca interesul pentru onoarea lui Dumnezeu. Onoarea lui Dumnezeu este implicată în caracterul poporului său. Da. Onoarea lui Dumnezeu este caracterizată în poporul lui Dumnezeu. Și acei oameni care nu au cunoscut și nu cunosc pe Dumnezeu, poate să vadă de la noi, cum a spus femeia aceasta, că-s de la un pocăit. Eu, dacă ar da Dumnezeu să fie așa, să fim pocăiți. Da. Mai spun un citat așa, când îl cunoaștem pe Dumnezeu așa cum avem privilegiu să-L cunoaștem, viața noastră va fi o viață de continuă ascultare prin aprecierea caracterului lui Iisus Hristos, prin comuniunea cu Dumnezeu. Atunci păcatul va ajunge pentru noi ceva odios. Cuvântul acesta, odios, e un lucru destul de urât, iubiții mei frați, când îl auzi de așa ceva. Când onoarea lui Dumnezeu este implicată în poporul său, și când noi ajungem la standardul acesta ca să urâm păcatul, când noi ajungem ca să urâm păcatul, atunci putem să spunem că putem să trăim fără păcat, pentru că îl urâm. Și ce dacă dorești un lucru și ți-e drag, atunci mai repede te lipești de el și îl faci. Dar când îl urăști, atunci nu poate să fie... să iei naștere în inima și în sufletul tău. Vă mai citesc un paragraf, tot din spiritul profetic, pentru că de multe ori suntem așa împărțiți chiar de la discuțiile noastre de aici. Domnul este decepționat când poporul său se subestimează. El dorește ca moștenirea aleasă să se aprecieze după prețul care El l-a pus asupra lor.
Dacă eu voi spune că sunt un gunoi sau sunt, la Dumnezeu nu-i place. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Noi și oamenii care sunt, care nu cunosc pe Dumnezeu și pe aia iubește Dumnezeu. Dar dacă voi spune așa, eu cred că greșim. Am auzit de multe ori lucrul ăsta. Noi suntem ființe create de Dumnezeu. Ne-a făcut după chipul și asemănarea sa și ne-a dat înțelepciune și viață veșnică. Și spune cuvântul așa. Să luați bine, bine seama că e un citat din Spiritul Profetic. Deci Domnul este decepționat când poporul său se subestimează. El dorește ca moștenirea sa aleasă să aprecie, să fie apreciată după prețul care l-a pus asupra lor, Dumnezeu. Dumnezeu a dorit și a trimis pe Fiul Său într-o misiune scumpă, plătită pentru a-i răscumpăra. El are o lucrare pentru ei și este foarte mulțumit când ei îi adresează cele mai mari cereri, preamărind astfel numele Său. Ei pot să se aștepte la lucruri mari dacă au credință în făgăduințele sale. Hristos, Lumina Lumii, pagina 524, dacă cineva vrea să-și noteze, să știe lucrul acesta. Dumnezeu niciodată nu e de acord ca să subestimeze poporul său. Înainte de încheiere, aș dori să mai cântăm o cântare. Și apoi mai avem un text după care vom mai medita puțin asupra lui și apoi vom încheia. Înainte de să cântăm cântarea 95. Eu stau la ușă și bat, așa spune Domnul Iisus. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine.
Aceasta este chemarea din această seară, ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să putem să îl avem întotdeauna în inima noastră. Vom încheia cu textul din Epistola lui Ioan, capitolul 5, cu versetul 13. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Care credeți. Iubiți mei, când ajunge credința la maturitate, atunci poate să fie orice, așa cum zice Apostolul Pavel, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Moartea, suferința, fometea, ciuma, nimic pe lume. Dacă vom ajunge ca să ajungem așa cum spune cuvântul, v-am scris aceste lucruri, că cei care cred în Domnul Iisus va avea viață veșnică. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să credem și să avem pace cu Dumnezeu, unii cu alții, și să mergem înainte. Suntem chemați pentru un timp aici, pentru pe fiecare dintre noi. Poate că săptămâna viitoare nu o să mai fiu eu aici, cu siguranță, la ambon. Eu am fost chemat pentru momentul acesta. Voi ați fost chemați cu altă ocazie, tot pentru un moment, pentru un lucru pe care este înregistrat în sus, în ceruri. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să le socotim lucrurile astea așa că venite de la Dumnezeu. Și așa cum zice Apostolul Ioan în epistola sa, să aveți viață voi care credeți în Iisus Hristos, Domnul vostru. Bunul Dumnezeu să ne ajute la aceasta pe toți. Amin. Vom închide serviciul divin în această seară cu imnul 227, Dumnezeu ne e salvare. Thank you.
Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea Ta, Doamne, să-Ți mulțumim pentru cuvântul Tău din această seară. Doamne, Îți mulțumim pentru că Te comporți cu noi atât de îngăduitor. Pentru că aștepți încă să-Ți deschidem. Te rugăm în această seară, pune cuvântul Tău în inima noastră. Strânge-ne, Doamne Iisuse, și apropie-ne mai mult de cuvântul Tău. Fă, Doamne Iisuse, ca nimic din ce mai este pe acest pământ să nu ne ține departe de a auzi glasul Tău. Și ajută-ne, Doamne, să-Ți predăm voința noastră ca să-Ți deschidem atunci când auzim glasul Tău. Îți mulțumim că încă o dată ne aduce aminte care este chemarea Ta pentru noi. Îți mulțumim că Tu ne dai putere și vrei să iei masa împreună cu noi, vrei să fii cu noi. Fă, Doamne Iisuse, ca sabatul acesta în care intrăm să fie o binecuvântare pentru sufletul nostru. În numele Domnului Iisus Te-am rugat. Amin. Amin.